Steaua a încheiat anul cu o victorie, dar meciul cu Voința nu a fost lipsit de emoții. Cu gândul la partida din etapa de debut a sezonului, în care au reușit să încurce pe Steliș, țibienii au jucat curajos și au avut primele ocazii. A venit însă minutul 37 și lovitura de colț executată de Bourceanu, în urma căreia Iliev a deschis scorul. Finalul primei reprize a adus două ocazii mari, câte una de fiecare parte. Voința a nimerit bara, iar după două minute Mihai Costea nu l-a putut învinge pe Miron. Steaua n-a mai strălucit în partea secundă, în care oaspeții au căutat cu disperare măcar golul egalizator. Tătărușanu a fost însă îngerul păzitor al roșialbaștrilor, în fața lui Popa, apoi în fața lui Dâlbea. Când n-a mai intervenit portarul, norocul a fost cel care a salvat Steaua la ratarea lui Lucanovici. S-a terminat astfel 1-0, suficient pentru o iarnă liniștită la echipa lui Ilie Stan. Am reușit să scriem un gol din fază fixă și astăzi chiar că am câștigat ideal liniște, cum să spun, 1-0.